Bună seara, sunt Soada Carcuchie și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Membrii PSR, MPD și Blocul Acum vor accede în viitorul legislativ, arată un sondaj realizat de compania iData în perioada preelectorală. Mai multe curse aeriene au fost anulate din cauza ceții dense. Unii pasageri au ajuns la destinație cu întârziere de câteva zile. Candidații unioniști de pe circumscripțiile Călăraș, Ialoveni și Căușeni nu au fost acceptați în cursa electorală pe motiv că semnăturile prezentate de ei ar fi nevalabile. 63% din acțiunile MOL din Combank, pentru care s-a găsit un investitor bulgar, vor fi mai întâi cumpărate de stat, apoi vândute la Bursa de Valori. Candidații unioniști de pe circumscripțiile Călăraș, Ialoveni și Căușeni nu au fost acceptați în cursa electorală. Cei care refuzați să-i înregistreze pe motiv că o bună parte din semnăturile prezentate ar fi nevalabile. Cei trei au de gând să conteste decizia. Totuși, ei pot ajunge în Parlament pe lista națională a Partidului Democrația Casă. Candidatul Blocului Unității Naționale pe circumscripția Călăraș, Ion Leașcenco, membrul bun care avea de gând să candideze la Ialoveni, Anatol Ursu, și Mihai Goian de la Ungheni au fost respinși de Comisia Electorală Centrală pentru că multe din semnăturile pe care le-au prezentat au fost declarate nevalabile. Este un atac grav asupra unioniștilor civici. Este clar că apariția noastră pe arena politică de Republica Moldova a fost o surpriză și nu convine niciunui actor din peisajul politic moldovenesc. Membrii buni care și-au propus să candideze pe unele circumscripții uninominale spun că vor contesta deciziile, doar că este prea târziu să mai adune alte semnături. Candidații mai au o șansă la parlamentare pe lista națională a formațiunii Democrației Acasă, care a fost înscrisă în cursă cu 37 de concurenți. Între timp, ieri și astăzi și-au prezentat programul politic socialistul Vladimir Roșca de pe circumscripția 33, Vlad Batrâncea de pe cea cu numărul 28 și membrul acum Ion Terguță pe cea de la Nisporeni. În total, pentru circumscripția națională sunt înregistrate 15 partide. PD, PSRM, Blocul Electoral Acum, PCRM, Partidul Șor, Mișcarea Populară Antimafie, PN, PNL, Partidul Voința Poporului, Partidul Regiunilor din Moldova, Formațiunea Democrației Acasă, dar și Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda, Partidul Politic Patria, Partidul Verde Ecologist și PL. Ultimele două au fost înscrise astăzi în cursă. 10 de oameni au fost văzuți astăzi în centrul raionului Sângerei cu pungi pe care era imprimată sigla Partidului Șor. Întrebați ce au acolo, aceștia au spus că au primit bomboane de la Ilan Șor. Oamenii au fost filmați de un membru al Blocului Acum. Cei de la Partidul Șor spun că nu au dat cadouri, ci materiale promoționale. Partidul Șor, în plină campanie de alegeri, a împărțit pachete. De ce v-au dat, fraților? Bomboane, șampanie, ce v-au dat? Toate cele ne-au dat. Consilierul raional din Sângerei, Tudor Tutunaru, care este membru al Blocului Acum, susține că a surprins aceste imagini astăzi în centrul orașului. 10 de oameni, cei mai mulți în vârstă, țineau în mâini pungi cu sigla Partidului Șor. Dar știți că ești din banii voștri furați? Da, știm, măi. Știți? Da. Și cum? E bine să iei din furat. Dacă aș furat, nu merie la pușcărie, dar până când nu-i prima instanță are 7 ani jumătate. Dar de ce nu-l închide dacă o furat? Dar pe an întrebați-l, dar de ce nu vă închide? Unii s-au arătat deranjați de întrebările consilierului. Nu pune mâna pe mine, eu sunt consilierul orșănesc aici. Chiamă miliția. Te-ai liniștit. Băi, ubiri din da. Tutunaru susține că oamenii ar fi primit pungile cu sigla Partidului Șor la o ceremonie organizată la Casa de Cultură din oraș. Se face un mic concert de 20-30 de minute și se înmânează aceste cadouri. El spune că a și raportat acest caz la Consiliul Electoral de Circumscripție. Dimisibil, am contactat Comisia Electorală de Circumscripție și a spus că nu iau ei nicio măsură, trebuie să facem contestare de încălcare a codului electoral. Reprezentanții Partidului Șor neagă că ar fi oferit cadouri electorale. În fața presei, purtătorul de cuvânt al formațiunii a arătat astăzi ce conțin aceste pungi. Avem o broșură cu candidatul. Кодексе о выборах присутствует такая статья, которая разрешает конкурентам на выборах предлагать избирателям символические
подарки, какие-то промоциональные материалы. Символикой конкурента на выборах, рыночная стоимость которой не превышает 100 леев. Наши часы мы закупаем по 40 лей, которые нам дают такую цену. Primarul de Orhei, Ilan Șor, a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță în dosarul Băncii de Economii. El se află în libertate sub control judiciar, până va fi pronunțată decizia Curții de Apel Cahul. Pe SRM, blocul acum și PD ar putea să intre în Parlament. Cu aceste date vine un sondaj al companiei iData realizat în perioada preelectorală și în primele două zile de campanie. Studiul mai arată că cei mai cotați politicieni sunt Igor Dodon, Maia Sandu și Vlad Plahotniuc. Studiul are o marjă de eroare de 3%. Socialiștii ar acumula peste 30% din sufragii pe lista națională, arată sondajul companiei iData. O cincime din persoanele chestionate ar pune ștampile în dreptul blocului acum, iar pentru democrație ar vota 16% din respondenți. Lista națională a partidului Șor ar obține 4,3% din sufragii, ceea ce înseamnă că formațiunea nu va trece pragul electoral de 6%. Comuniștii ar obține 3% din sufragii, iar cei de la Partidul Nostru 1,5%. Mișcarea populară antimafie ar acumula sub 1%, la fel ca și celelalte partide la un loc. 22% din persoanele chestionate fie nu vor participa, fie nu știu ce formațiune să susțină. Datele aceluiași sondaj efectuat în perioada 17-26 ianuarie 2019 pe un eșantion de 1208 persoane arată că Igor Dodon este în topul preferințelor respondenților. Președintele este urmat de lidera PAS, Maia Sandu, și de șeful democraților, Vlad Plahotniuc. Premierul Pavel Filip are susținerea a circa 9% din cei care au participat la sondaj, la fel ca și liderul PPDA, Andrei Năstase. Ilan Șor se află pe locul 6 în acest clasament cu o cotă de 3,7%, iar Vladimir Voronin se bucură de încrederea a 2,3% din respondenți. Topul este continuat cu Zinaida Greceanu, Irina Vlah, Renato Usatăi, Mihai Ghimpu, Anatol Șalaru, Andrei Ancandu și Iurie Leancă. 0,9% preferă alți politicieni, iar 23% pe niciunul, sau nu vor să răspundă la această întrebare. Și pentru că pe 24 februarie vom primi două buletine electorale în plus din cauza referendumului, pe lângă cele două destinate scrutinului parlamentar, datele colectate din chestionare arată că mai bine de jumătate din respondenți nu cunosc despre organizarea acestui plebiscit consultativ. Mai mult de două treimi din cei care știu despre asta ar opta pentru reducerea numărului de deputați și pentru posibilitatea de a-i revoca din funcție. Costurile interne noi nu le putem divulga. Compania iData susține că a investit proprii bani în colectarea informațiilor și că este întreținută din colaborările pe care le-a avut anul trecut cu organizații internaționale. Reprezentanții acestea au refuzat însă să vorbească despre bugetul studiului. Și-au dorit buze voluptoase, dar s-au ales cu buze din plastic. Au pățit-o mai multe femei care s-au plâns că la un salon de frumusețe din capitală li s-a injectat o altă substanță decât cea care li s-a promis. Este o doamnă la noi în țară care, să spunem așa, și-a bătut joc de foarte multe fete. Sper cu tot sufletul că ea foarte curând să nu mai activeze în acest domeniu. Șirul dezvăluirilor a pornit de la fiica afaceristului Dorin Damir, finul liderului PD Vlad Plahotniuc. Cu detalii revenim în jurnal. Din cauza ceții, 11 curse aeriene au fost anulate de aseară și până azi, iar altele au fost amânate sau redirecționate pe aeroporturile din România. În loc să ajungă luni acasă, pasagerii de la Istanbul au venit abia azi. Ei spun că au trecut vama de nenumărate ori, iar când venea momentul să urce în aeronavă, zborul se amâna din nou. Valentina Viero a petrecut aproape 48 de ore în aeroporturi. Femeia a pornit din Statele Unite luni seară și a ajuns cu escală în capitală abia astăzi la amiază. Spune că la Istanbul zborul i-a fost anulat pentru că la Chișinău condițiile meteo nu ar permite aterizarea. În Chișinău trebuia să ajungem seară la ora 9. Erau de acum pasagerii care stăteau deja de duminică, că nu a mai fost nicio cursă spre Chișinău. Femeia spune că erau familii cu copii mici care stăteau de 10 de ore în aeroport. Alții, sătui de amânările repetate ale zborului, au schimbat biletul spre Odessa, ca mai apoi să ia de acolo autocarul spre Chișinău. S-a purtat foarte prost. Ne-am tulburat de minți, nu mai știam ce să treci cu noi. Un copil mic, bolnav, cu febră,
O răcnit într-una, într-una, eu credem că nimeni nu s-a uitat. Iar această femeie, care se întoarce tot din SUA, a rămas blocată la Istanbul tocmai de duminică. Ea spune că mulți pasageri nici nu reușeau să se înțeleagă cu angajații aeroportului, întrucât se vorbea cu ei doar în engleză. A fost cazarea bună, hotel bun, mâncarea. Am alergat prin aeroport, știți. Anul la o cursă, ba era, ba nu era. Treceam tot controlul, bagaj, pașaport, tot, să nu la zborul. Iarăși treceam. Zborul de la Varșovie de aseară a fost și el anulat. Pasagerii au ajuns abia azi la amiază. Silni sneki, tumani, Chișinău nu poate primi. Nas распределили, dali transferi, predostali gostinițu. Iar după mai multe curse anulate din și spre Moscova, astăzi zborul a avut o întârziere de 3 ore. Trebuie să ne urcăm la 10:50. Și v-ați urcat la 13? 13:20 ne-au anunțat. A fost foarte bine, nu a fost incomodități. Adică, practic, decât am așteptat. Graficul zborurilor de pe aeroportul din Chișinău este dat peste cap de mai bine de 3 zile. Responsabilii de acolo susțin că de vină ar fi timpul nefavorabil de la noi sau din țara în care ar urma să aterizeze sau să decoleze aeronava. Potrivit meteorologilor, ceața se va menține și în următoarele zile. 63% din acțiunile MOL din Combank, pentru care s-a găsit un investitor bulgar, vor fi mai întâi cumpărate de stat, apoi vândute la Bursa de Valori. Astăzi, guvernul a aprobat semnarea unui precontract. Acesta prevede că pachetul de acțiuni va ajunge la Agenția Proprietății Publice, după care la câștigătorul licitației. Este încă un pas în întoarcerea miliardului. Această sumă va merge, desigur, ulterior pentru stingerea creditului de urgență. Pentru aceste acțiuni s-au alocat 760 de milioane de lei. Această procedură a fost stabilită de Comitetul Național de Stabilitate Financiară pentru că, astfel, informațiile despre acționarii băncii vor deveni transparente și va fi impulsionată reformarea sistemului bancar, se arată în comunicatul guvernului. La fel s-a procedat și în 2018 în cazul unui pachet de acțiuni al Moldova Growing Bank. Nu se știe în ce măsură banii obținuți din vânzare vor ajuta la recuperarea miliardului fraudat. Aceste acțiuni au fost puse în vânzare după ce în 2016 BNM a blocat un grup de acționari Mol din Combank care acționau concertat. Dezbaterile electorale au continuat și în această seară la ProTV. Dan Perciun de la Blocul Acum și independentul Valentin Dolganiuc de pe circumscripția 30 s-au acuzat reciproc că ar acționa în favoarea sau în detrimentul altor concurenți înscriși în cursă. Sunt unul din cei care am organizat protestele Platforma Civică Demnitate și Adevăr. Am ieșit sincer în piață împotriva acestui oligarhat care s-a produs aici în Republica Moldova. Ați asumat meritul deplin pentru organizarea protestelor timp de 2 ani de zile. Atunci în piață îmi pare nejustificat. A fost o mobilizare a întregii societăți atunci. Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, un cor de copii a cântat imnul Deșteaptă Române. Și pentru acel imn Deșteaptă Române, eu am fost blamat și de către Andrei Năstase, și de către Slusari, și de către Josan, și de către toți ceilalți care erau acolo. Dumneavoastră nu faceți nimic altceva decât să repetați liniile de atac ale PD-ului și în această luptă extrem de complicată care ne așteaptă pe 24 februarie, alimentați media holding-ul deținut de către PD. Partidele dumneavoastră s-au împotrivit cel mai tare la aceste unificări, așa cum Uniunea Sovietică și Rusia să strigă pace. De fiecare dată a fost război. Același lucru, dacă judeci logic cum dumneavoastră, pot să vă regimentez și pe dumneavoastră în tabăra lui Plahotniuc. Pentru neînregistrarea lui Leașcinco și pentru neînregistrarea lui Ursu. Eu pot să vă acuz de aceste lucruri. Gratuit. Dar eu nu vă acuz. La emisiune au fost invitați și independenții Galina Bostan, Oleg Golopeatov și Maxim Uvarov, dar aceștia au refuzat să participe. Au continuat confruntările la dezbaterile Te Votezi la ProTV candidații de pe circumscripția 28, Vlad Bătrâncea, Regina Apostolova, Nicolae Balaur și Alexandru Slusari. Aceștia au vorbit despre miliardul furat, despre averi și interese ascunse și s-au acuzat reciproc că nu merită să se afle la cârma țării. Dumneavoastră figurați în raportul Clon 1 privind furtul miliardului. Ați cumpărat 4,75% din acțiuni la Universal Bank dintr-un împrumut din offshore-uri britanice folosind conturi în banca letonă ABLV Bank.
cunoscută pentru spălare de bani. Spuneți-ne și nouă cum ați obținut acești bani și dacă i-ați returnat. Da, я действительно являлась мелким акционером Unibanka и действительно брала кредит, но у меня на сегодня, мне кажется, в нашей стране не запрещено быть акционерами, брать кредиты и их возвращать. У меня с законом и с органами юстиции никаких проблем нет. Я все вернула. Кум я собственно? Дело в том, что мне Илон Шор доверял и доверяет. Естественно, что это все в команде Шора было, я это не отрицаю. Domnul Balaur, până de curând, fruntaș al Partidului Liberal, în ianuarie 2017 numit în funcția de pretor la Rușcani, da? Da. Ați ajuns acum candidat PD. Când am plecat de la ei atunci când erau în opoziție, am plecat când erau la guvernare, pentru că atunci pretorul îmi declară când m-a numit chiar în ziua aceea, că am depus cerere. Tata v-a donat 185.000 de lei. Cu ce ocazie? Asta a donat încă în 2012. Donația care a fost făcută a fost pentru a deschide o mică afacere a familiei, tinerii familii, cum eu și soția mea împreună. Dar tata unde lucrează? Tata este un companie de construcție. În 2015, de exemplu, aveți un venit declarat de 157.000 și o donație de tocmai 80.000. Eu sunt persoana modestă, repet. Eu nu tind spre viața de lux. N-am imobiluri, n-am automobile, am numai automobil de serviciu și de aceea eu nu sunt persoană care fuge după bani, recomand și la ceilalți. Exact. Ce ați făcut dumneavoastră în minimul 2 ani de zile de când sunt eu pretor pe teritoriul sectorului Rășcani? Eu nu sunt obligat să vă dau darea de seamă ce am făcut eu având poziția de activist civic. Dumneavoastră trebuie să dați darea de seamă pentru cetățenii, ce ați făcut dumneavoastră, cum ați rădat Partidul Liberal, ce ați făcut cu Dârda împreună. Și-au dorit buze voluptoase, dar s-au ales cu buze din plastic. Este necazul mai multor femei care s-au plâns pe rețelele de socializare că au mers să-și mărească buzele cu acid hialuronic la un salon de frumusețe din capitală, însă li s-a injectat o altă substanță care s-a transformat în plastic. Șirul dezvăluirilor a pornit de la fiica afaceristului Dorin Damir, finul liderului PD Vlad Plahotniuc, care la fel și-a făcut o asemenea procedură. De cealaltă parte, patroana salonului spune că fiecare clientă este informată despre ce i se injectează. Toată povestea a început după ce bloggerița Gabriela Damir și-a invitat urmăritorii de pe Instagram să-i povestească despre experiențele eșuate ce țin de mărirea buzelor. Este o doamnă la noi în țară care, să spunem așa, și-a bătut joc de foarte multe fete. Sper cu tot sufletul că ea foarte curând să nu mai activeze în acest domeniu. Tânăra susține că și-a mărit și ea buzele pe când avea 16 ani la un salon de frumusețe din capitală, patroana căruia le promitea clientelor că le va injecta în buze acid hialuronic, care de fapt era polimer, adică plastic. Am aflat abia acum, după 8 ani de zile, când mi-a venit din nou ideea să puteți să-mi corectez, că vedeam că ceva nu este în regulă. Eu am polimer în buze și trebuie să fac operație. Foarte mulți medici nici nu vreau să se apuce de chestia asta. Corecția ar costa sume uriașe de bani. Am găsit un medic de psihotare, Franța, el cere 4.000 de euro, în Rusia un pic mai puțin. Zeci de fete au reacționat la postarea Gabrielei. Acestea au publicat fotografii cu buzele lor, care au rămas desfigurate în urma aceleiași proceduri efectuate la același salon. Tinerele au povestit că, deși au trecut ani buni de când și-au injectat substanța, iar unele dintre ele s-au și operat pentru a scăpa de sechele, buzele lor nu au revenit la forma normală. Peste 2-3 ani s-au format granule, iar buza de sus avea o formă oribilă, umflată până la nas. Eu m-am operat, dar nu am rezolvat problema complet. E greu să rămână buzele drepte după operație. Poza aceasta e după 13 ani, nenumărate corecții și operații. Am vorbit cu specialiști care mi-au spus că e un plastic, că iată cine a fost nou introdus. Tânăra spune că va acționa în judecată salonul de frumusețe împreună cu cele peste 200 de fete care au răspuns la postare. Cineva pe ea o apără. Sunt foarte multe plângeri la poliție. Fetele erau nevoite sub alt nume să se înscrie la procedură de mărire a buzelor ca să o vadă pe ea din nou. Olga Țurcan, patroana salonului, spune că femeile erau informate despre ce substanță urmează să le fie injectată, iar în cazul în care aveau reacții adverse, ele trebuiau să vină la control și să nu aducă acuzații pe rețelele de socializare. S-au acumulat poze nireale, poze cele mai urâte din cărți, din internet. Ceilalți care au fost foarte mulțumiți
cu efectul. Deja încep să facă griji. Le spuneați că injectați acid hialuronic, dar de fapt era un alt material? Deschid către dânsă siringă. Știți cum tătătătăi în fața lor. Ceea ce deschid și fac arăt și zic de 1000 de ori. Aceasta mai spune că nimeni nu a scris plângeri la poliție pe numele ei. N-are cine să mă acopere. Dar aveți vreo plângere la poliție pe numele dumneavoastră? Cel puțin eu nu le știu. Un bărbat era cât pe ce să se nece într-o bâltoacă formată pe o stradă din capitală după topirea zăpezii. El a fost salvat de polițiști. Dar e soare din apă. Da, la biolea de ceas. După ce l-au scos pe om din apă, polițiștii l-au pus lângă bâltoacă, l-au filmat și au publicat imaginile. Le vedeți în câteva minute la știri. De astăzi, toate mărfurile moldovenești pot fi exportate pe piața Federației Ruse. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de președintele Igor Dodon, care susține că a ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin. Întrevederea dintre cei doi șefi de stat a avut loc astăzi la Moscova. La începutul lunii ianuarie, guvernul rus a emis o hotărâre prin care a interzis importul mărfurilor în Federația Rusă, care tranzitează Ucraina. N-au decât să se plângă contabililor, așa le răspunde premierul Pavel Filip, profesorilor care se plâng că primesc lefuri mai mici după ce a intrat în vigoare noua legea salarizării. Legea e bună, iar cei nemulțumiți speculează, susține prim-ministrul. Această lege, care din punctul meu de vedere este una bună și fără precedent, dispozițiile tranzitorii prevăd că nicio persoană nu va primi un salariu mai mic decât îl primește acum. Pavel Filip a început ședința de astăzi a guvernului lăudând legea salarizării aprobată de curând. În felul acesta, el a dat o replică profesorilor care s-au plâns în presă că după intrarea în vigoare a noilor prevederi primesc lefuri mai mici. Printre ei este și directoarea unui liceu din Ungheni, care a declarat pentru Expresul că are acum un salariu cu 1200 de lei mai mic. Pentru actuala guvernare, e mai bine să știi mai puțină carte. Nu ni se mai plătește pentru gradul didactic, pentru vechimea în muncă, a declarat Maria Buruiană pentru Expresul. Premierul însă a calificat plângerile care au apărut în spațiul public drept speculații. Poate unii fac special acest lucru, poate alții încearcă să speculeze pentru a atrage atenția sau a intra în opinia publică. Și vreau să le sugerez tuturor să se adreseze la contabili, la directorii întreprinderilor, cei care nu au calculat corect salariul mediu pe anul trecut. Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost anunțat anul trecut în luna octombrie de către Vlad Plahotniuc de la sediul PD, apoi explicat într-o conferință de premierul Pavel Filip. Pe bulevardul Moscovei din capitală au apărut astăzi indicatoare care îi atenționează pe șoferi să-și parcheze mașinile paralel cu trotuarul și nu în spic, așa cum s-a obișnuit. Acestea au rămas însă neobservate de majoritatea șoferilor care au trecut astăzi prin zonă. Cei de la primărie spun că vor astfel să scape de automobilele lăsate pe marginea șoselei care încurcă transportului public, iar cei care nu se vor conforma se vor alege cu amenzi. Pe bulevardul Moscovei au apărut astăzi 31 de indicatoare care le arată șoferilor cum să-și parcheze automobilele, mai exact paralel cu bordura. Inițiativa vine din partea primăriei, care vrea să prevină așa blocarea transportului public. Mulți șoferi însă nici nu le-au observat. Și să le observați? Deocamdată nu, probabil că e întuneric și de asta și nu au observat. Znak novi? Nu. Astăzi am găsit acolo doar două mașini care au parcat așa cum spune regula. Și chiar dacă spre seară s-au eliberat mai multe locuri în care puteau fi lăsate automobilele, șoferii au continuat să parcheze așa cum au vrut. Mai ales că în preajmă nu era niciun agent de patrulare să le ceară să respecte indicatoarele. Da, cum normal? Da, transport unde se meargă? Da, de altă parte, unde spui mașina? Tot mai unde? Nici așa, nici așa. Tu nu las în cap, asta îți prinești 50% de mașini să în cap. Dar 50% de mașini, unde spui mașini? Tot n-ai bun de parca. Dumneavoastră ați văzut azi indicatorul? Eu venit târziu de amul, deja era pus mașinile așa cum au. Șoferii spun că odată ce primăria a venit cu această inițiativă, trebuie să le ofere și o alternativă ca aceștia să aibă unde își parca automobilele. Dar cred că problema ar fi lipsa parcărilor. Noi avem tare multe mașini în oraș. Невозможно, ну, распределить их вот таким образом. Так намного больше машин лазит. Ну, ну, ну,
поте să fie așa. Может, они и правы, а какой другой способ вообще поставить? Пусть, я не знаю, пусть сотрудниками полиции как-то это решают. Primăria a anunțat printr-un comunicat de presă că îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră și că cei care nu se vor conforma vor fi sancționați, cum însă nu se știe deocamdată. Asemenea, indicatoare ar urma să apară în curând și pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana și pe strada Alba Iulia de la Buiucani. Proiectul a costat 19.000 de lei, bani alocați din bugetul primăriei. Un bărbat de 60 de ani era cât pe CSSN, într-o bâltoacă de pe strada Otovasca din capitală formată după topirea zăpezii. El a fost văzut și salvat de câțiva polițiști care patrulau dimineața în zonă. După ce l-au scos pe om din apă, agenții l-au pus lângă bâltoacă, l-au filmat și au publicat imaginile. Da, e picioare din apă. Da, la biolea de ceas. Oamenii legii spun că l-au ajutat să se ridice și i-au dat să bea ceai. Acum bărbatul se află la spital, unde primește îngrijiri medicale. În acest loc asfaltul s-a lăsat, așa că s-a format o mică râpă unde s-a acumulat multă apă. În unele locuri, adâncimea depășește 20 de centimetri și chiar roțile unei mașini. Cu toate acestea, în zonă nu există un semn de avertizare. După ce imaginile filmate de polițiști au fost publicate, pe la amiază, în locul cu pricina, a apărut un tractor. Vehiculul a împins apa dintr-o parte în alta, însă a făcut doar valuri. După topirea zăpezii, mai multe străzi din capitală, care sunt brăzdate de cratere, adânci dintr-un capăt în altul, s-au transformat în adevărate capcane. Șoferii fac tot ce pot pentru a le ocoli, unii însă nu le observă și nimeresc în ele. De unde știu și să faci acolo stop? Asta nu e Europa. Noi vrem să intrăm la Europa. Asta ce e? Asta e Europa? Страшно, ужасно, некрасиво. Нужны реформы, но они делаются не за один день. Чтоб они сами пешком, без машин, ездили в общественном транспорте и ходили по вот этим лужам. Кто? Наши руководители. Вот лишить служебных машин, пусть они походят, поездят. Пройдитесь вот этот кусочек до Гара де Норт. Вот так, вот мокрые по колено. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.